bune cât și rele și bullying-ul este o problemă foarte mare. Nu pot să spun că toate experiențele lui Mihai la această școală au fost 100% bune. Sub nicio formă. Acolo, nu știu, în inima ta un gând, dacă nu se întâmplă lucrul acesta, ce o să faci? Nu faci homeschooling, că dacă faci homeschooling cu săptămâna aceasta și o să vă iau cu mine la liceu, o să filmez. Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou videoclip, iar dacă ești nou pe canal, bună, eu sunt Alina. Astăzi începem un nou weekly vlog, pentru că urmează o săptămână destul de busy. O să fim foarte, foarte ocupați săptămâna aceasta, pentru că la finalul lunii septembrie, în cazul în care ești în Marea Britanie și ai copii, probabil deja știi, dacă nu, nici nu ai de unde să știi, dar la finalul lunii septembrie se fac open evening la liceele din orașul nostru și cred că este o chestie așa națională. În toată Anglia, la finalul lunii septembrie, se fac aceste zile deschise în care părinții și copiii sunt invitați să vadă aceste licee, să vadă exact ce le pot oferi aceste licee, dacă sunt potrivite pentru ei, dacă nu sunt potrivite pentru ei. Și sinceră să fiu, fetelor, mi se pare că nici bine nu am terminat cu admiterea la colegiu. Stresul care, nu știu, nici bine nu s-a dus stresul acela în așteptarea rezultatelor. N-am știut dacă o să intre la colegiul pe care noi ni l-am dorit. N-am știut dacă o să și iei GCSE-urile. N-am știut dacă o să iei notele corespunzătoare, că știți cum e. Oricât de mult ai dorit tu ca copilul tău să iei notele respective, tot ai acolo, nu știu, în inima ta un gând, dacă nu se întâmplă lucrul acesta, ce o să facem? Și nici bine n-am încheiat cu capitolul acela și mulțumim Domnului, toate au fost ok. Dacă ai urmărit videoclipurile mele trecute, sigur știi deja că trebuie să aplicăm pentru un loc la liceu pentru Miruna. High school, liceu, fiecare îl numește diferit, nu vreau să intru în polemici. Aici copiii între 11 și 16 ani fac o formă de învățământ care se numește high school. Este ultima formă obligatorie de învățământ, că știu că multă lume confundă un pic high school-ul ăsta cu școala gimnazială, dar nu este exact la fel ca și școala gimnazială, pentru că copiii fac aici 5 ani, iar din punct de vedere al studiilor, să zic așa, acesta este ultima formă de învățământ obligatorie. Colegiul nu este obligatoriu. Dacă vrei, îl faci, dacă nu, nu. Te poți duce în Anglia de la 16 ani, poți să lucrezi liniștit. Acum câteva luni, Mihai a primit National Insurance Number, care este numărul național de înregistrare în câmpul muncii. Și așa, nu știu, mi s-a părut așa un pic bittersweet, să zic așa. Dar revenind la săptămâna aceasta, am zis să încep vlogul acesta să povestesc un pic cu voi, că mi se pare că nu prea stăm noi așa la povești. Mi se pare că, în general, în vlogurile mele încerc să-ți dau motivație, să te inspir, să, nu știu, suntem așa pe repede înainte, dar m-am gândit că pentru începutul acestui vlog să povestim un pic. Dar vreau să-ți povestesc un pic despre liceu. Așa cum am spus, trebuie să aplicăm până pe data de 31 octombrie, atunci este termenul limită la care trebuie să aplici și vă spuneam eu că este ultima etapă obligatorie a școlii în Marea Britanie. În cazul în care nu faci homeschooling, că dacă faci homeschooling nu este, dar sinceră să fiu, unul la mână, nici nu sunt pregătită ca să-mi homeschool copilul, unul la mână, nu am studii în domeniul învățământului, eu lucrez în sistemul sanitar, sunt asistentă medicală, în cazul în care nu știai și este primul videoclip pe care îl urmărești, și doi la mână, mi se pare că copiii de vârsta Mirunei, tinerii, adulți în general, nu doar de vârsta Mirunei, copiii în general, în societatea în care noi trăim astăzi și în lumea în care noi trăim astăzi, trebuie să meargă
într-un loc în care să poată să socializeze, să-și facă prieteni, că tehnologia asta i-a acaparat destul de mult din punctul meu de vedere. Acum, bineînțeles, fiecare este liber să facă ce vrea, depinde și de cât de pregătită te simți, dar eu cu siguranță nu mi-aș dori pentru copiii mei, încă o dată mă repet, să facă homeschooling. Dar săptămâna aceasta o să mergem să vedem câteva licee și vreau să-ți povestesc un pic despre școala în Marea Britanie, că lucrurile stau foarte diferit de ceea ce am experimentat eu atunci când am mers la liceu și ceea ce a experimentat poate generația mea, că poate lucrurile și acum sunt diferite în România, nu știu sigur, nu vreau ca să vorbesc prostii, dar în Marea Britanie lucrurile stau un pic diferit în ceea ce privește liceul. La finalul anului 6, copiii în Marea Britanie dau un fel de examene din matematică, engleză și științe, în urma cărora vor primi câteva calificative. Atenție, aceste calificative nu contează atât de mult în ceea ce privește liceul la care copilul tău va merge în cazul în care ai copii în Marea Britanie. Da, contează pentru că fiecare liceu are diferite trepte și copiii pe parcursul acestor 5 ani vor fi pe diferite trepte și vor putea urca treptele acelea în funcție de notele pe care copiii le primesc sau vor putea, dimpotrivă, coborâ treptele acelea. Și vă spuneam că notele nu sunt atât de importante, până, dacă îmi permite să spun, până pe clasa a 10-a, cred că ei nu pun atât de mult focus pe note, pe calificative și așa mai departe. Din anul 10 mi s-a părut mie că au început să pună un pic mai multe presiune pe copii și apoi la finalul anului 11 au dat GCSE-urile, care sunt unele dintre cele mai importante examene pe care un copil le poate da în Marea Britanie. Și vă spuneam că admiterea la liceu se face în funcție de area în care locuiești. Cum se face și la școala primară, cu siguranță știi. De aceea, atunci când ne-am mutat în casa aceasta, ne-am ales o zonă în care școlile primare erau foarte bune. Deci, din orașul în care locuiesc eu, școala la care merge Miruna este una dintre cele mai bune școli din orașul nostru. Din punct de vedere al calificativelor pe care le primesc profesorii, notele pe care copiii le iau la aceste examene din anul 6 și sunt mai multe chestii acolo. Și tocmai de aceea am cumpărat casa în zona aceasta, pentru ca ea să poată să meargă la școala aceasta primară, deși am plătit pe casa noastră în zona aceasta, ca să vă faceți o idee, puteam să ne cumpărăm în centrul orașului o casă cu 4 sau 5 dormitoare la momentul acela, cu aceiași bani pe care noi am cumpărat pe o casă bătrânească, care a trebuit renovată 100%. Dar am vrut, și nu numai noi, foarte mulți englezi fac lucrurile astea. De obicei ei se mută în zone în care școlile sunt bune, pentru că copiii merg în zona în care tu locuiești la școală. Se numește catchment area și copilul este repartizat la o școală din catchment area ta. Dar acum a venit liceul și oricât de mult mi-aș dori eu ca Miruna să meargă la liceul la care a mers Mihai, fiecare școală are și bune și rele. Nu pot să spun că toate experiențele lui Mihai la această școală au fost 100% bune. Sub nicio formă. El a petrecut 5 ani acolo și bineînțeles că experiențele lui au fost atât bune cât și rele. S-a schimbat foarte mult el, s-a format ca și tânăr adult, a avut experiențe atât bune cât și rele și bullying-ul este o problemă foarte mare, nu doar în Anglia, în toată lumea asta, așa cum cu toții știm. În orașul în care locuiesc eu sunt 5 licee. Este liceul la care a mers Mihai și care este un liceu foarte bun din punctul meu de vedere. Este liceul acesta care este foarte aproape de casa mea și liceul la care credem noi că Miruna o să primească un loc pentru că suntem in the catchment area, să zic așa. Mai este încă un liceu în partea cealaltă a orașului care este foarte departe de noi. Și apoi mai sunt două licee în afara orașului, în două sate diferite și aceste licee sunt unisex. Acum eu nu mi-am dorit asta pentru Mihai și nici pentru Miruna, nu doresc lucrul acesta sub nicio formă. Nu vreau ca ea să meargă la un liceu unisex, deși acestea sunt foarte populare în Marea Britanie și în ceea ce privește liceele acestea, nu contează unde locuiești. Dacă vrei să aplici, poți să aplici liniștită, dar eu nici nu mă gândesc să aplic.
Nu cred că un copil de 10 ani ar trebui pus pentru următorii 5 ani într-o școală unisex. Mi se pare că atunci se formează el ca și tânăr adult, atunci își formează, cu toții știm, hormonii apar atunci. Vreau ca copilul meu să vadă lucrurile normale, să vadă atât băieți cât și fete, să interacționeze atât cu băieți cât și cu fete, dar asta este părerea mea. Așa că liceul acela din start a ieșit. Nu vreau ca copilul meu să meargă la un liceu doar de fete. Iar săptămâna aceasta o să vă iau la aceste două licee, liceul la care a fost Mihai și liceul acesta care aparține de zona unde locuim noi și apoi o să ne facem o părere. Ai voie să aplici la trei licee și în funcție de preferințele tale, de locul unde locuiești, de aptitudinile copilului tău, ți se va oferi un loc la aceste licee. 1, 2 și 3. Nu știu, o să vedem, o să vă duc cu mine. Acum, sincer să fiu, nu știu, sunt un pic dezamăgită de faptul că nu contează așa de mult notele copilului tău, cât mai mult unde locuiești. Îmi place foarte mult unde locuim noi, este o zonă foarte liniștită. Majoritatea oamenilor din jurul nostru sunt pensionari. Cred că în jurul meu pot să spun că 10 case avem doar pensionari. Deci zona este foarte frumoasă. Acum ce să spun despre liceu? Știți cum este, pleci urechea la câteva lucruri și sper din suflet să fie totul bine și este o decizie foarte mare pe care noi părinții trebuie să o facem pentru că un copil de 10 ani nu chiar știe ea exact unde să meargă. Un alt lucru pe care l-am povestit cu mama despre lucrul acesta a fost faptul că dacă o trimitem la liceul la care a mers Mihai, noi când am aplicat pentru liceul acela, locuiam în chirie, în centrul orașului, de aceea Mihai a primit un loc la acel liceu, nu locuiam în zona aceasta orașului unde locuim acum. Dacă o trimitem la acel liceu, este departe de casa noastră și ar trebui să meargă cu autobuzul. Acum, când Mihai a fost la liceu, lucrurile au fost un pic diferite, pentru că în anul 7 noi locuiam în casa aceea închiriată. Apoi, în 2020, a venit pandemia. Și copiii în Marea Britanie au stat acasă mai bine de un an, deci el până aproape de 14 ani a trebuit să facă naveta. Se pare un pic cam micuță să o trimit cu autobuzul atât de departe. Știu că foarte mulți copii fac naveta și depinde de unde mă urmărești, cred că fricile sunt foarte similare în legătură cu ce s-ar putea întâmpla pe autobuz și așa mai departe. Nu știu, o să vedem. Nu vreau ca să vă plictisesc, dar am așa, nu știu, inima strânsă. Sper să luăm cea mai bună decizie pentru ea, sper să fie ok. Haideți că vorbesc cu voi deja de foarte, foarte mult timp. V-am pus la curent cu săptămâna aceasta și o să vă iau cu mine la liceu, o să filmez dacă pot. Și apoi, în cazul în care am uitat ceva, cu siguranță, când o să mă întorc din vizitele mele la aceste două licee, cu siguranță o să reluăm noi conversația și o să vă povestesc ce hotărâre am luat împreună cu Andrei. Starting us off tonight. I'm Mr. Davis, for those that don't know me. I'm head teacher of Mills Cop, proud head teacher of Mills Cop, and I've been in the job since January. However, this is my 14th year at the school, so I feel fairly well qualified to give you a bit of an overview of what the school is about and give you a flavour of Mills Cop tonight. So,
I'm a year 9 helper and this is our year 6 transition day. We feel like it's gone really well today, everybody is really enjoying themselves and has settled into our standing family. But we're trying to generate even more, we're looking forward to do some more practical subjects. Stanley High School, we start at 8:40 in the morning and end at 3 o'clock in the afternoon. We have 5 lessons a day. We have a 20-minute break after period 2 and a 40-minute lunch after period 3. Each morning we start with a 20-minute form time from 8:40 to 9, where you will be with your form tutor who will get to know you very well and become someone to go to if you need help with this course. In form time we do different activities such as register and read, active citizens and gratitude Thursday. We discuss news and stories from around the world each week to help us become global citizens. We also have an assembly in the main hall once a week. At Stanley High we study a wide range of different subjects, such as as head girl and head boy of this amazing school. Tonight is a fantastic way for you to get a glimpse into the heart and spirit of Stanley High School, a place where for most of us has become a second home. I hope as you walk around tonight you feel the sense of belonging that we do. Și revin în fața voastră la mai bine de o săptămână de când am început acest videoclip și, sinceră să fiu, nu am vrut să închei videoclipul fără să tragem niște concluzii împreună. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru sunet, că sunt conștientă că se aude un ecou, dar încăperea asta în care mă aflu eu, living room-ul nostru, este gol. Doar canapeaua mai este aici și bufetul, în rest am scos absolut tot afară, pentru că, așa cum bine știi dacă mă urmărești de ceva vreme, suntem în mijlocul unei renovări. Dar revenind la videoclipul de astăzi și la școala în Marea Britanie, că despre asta este vorba, am vrut neapărat să fac încheierea aceasta ca să vă spun un pic impresiile mele după ce am reușit să vedem ambele licee. Bineînțeles că sunt pro și contra la ambele licee, adică nu pot să spun că un liceu este perfect și celălalt nu, dar ceea ce vreau să spun este că, bineînțeles, am luat o decizie împreună cu Andrei și sperăm să fie cea mai bună decizie pentru fetița noastră, dar la începutul videoclipului mi se pare mie că am fost un pic cam, nu știu, am fost așa un pic dezamăgită de faptul că eram aproape 90% convinsă că Miruna nu o să primească un loc la liceul la care a fost Mihai
Și după ce am analizat situația împreună cu Andrei și ne-am consultat și am vizitat liceele, ne-am dat seama că ne doream foarte mult ca Miruna să meargă la liceul la care a mers Mihai pentru rezultatele lui Mihai, pentru experiențele lui Mihai, pentru felul în care s-a acomodat Mihai la liceul acela și am vrut ca și ea să aibă parte de același parcurs, să zic așa. Deși sunt doi copii total diferiți, îmi dau seama că experiențele pe care Mihai le-a avut, poate Miruna nu o să le aibă. De asemenea, îmi dau seama că, din punct de vedere a ceea ce își doresc ei, Miruna este foarte diferită de Mihai. Mihai a făcut un curs intensiv de teatru, a dat examenul de teatru, GCSE-ul a fost pe bază de teatru. Ea își dorește altceva. Este foarte artistică Miruna și vrea să facă arte, îi place să deseneze, îi place să creeze. Da, sunt doi copii total diferiți și oricât de mult mi-aș fi dorit eu ca, cum să zic, experiențele lor să fie similare, îmi dau seama că doi copii nu pot fi la fel, indiferent dacă sunt frați sau nu. Acestea fiind spuse, am pus pe primul loc liceul din area noastră, liceul la care suntem aproape convinși, să zic 90% convinși că Miruna va primi un loc. Este al doilea liceu pe care voi l-ați văzut în filmuleț. Primul liceu a fost liceul la care Mihai a mers și am pus liceul la care Mihai a mers a doua noastră opțiune, iar ca și primă opțiune am pus liceul din area noastră, din our catchment area, cum numesc ei. Și au fost mai multe lucruri care ne-au făcut să luăm decizia aceasta. Unul la mână, Miruna i-a plăcut foarte mult. I-a plăcut foarte mult profesorii, modul în care ei le-au explicat copiilor de ce pot avea parte la acest liceu. I-a plăcut foarte mult sala de arte. I-a plăcut de asemenea foarte mult că avea un curs de robotică la care copiii puteau participa și a fost absolut fascinată de tot laboratorul acela. Nu știu cât de mult am reușit eu să filmez, că erau foarte mulți oameni și foarte mulți copii și părinți și n-am vrut să prind în cadru prea mulți oameni, dar a fost fascinată, într-un cuvânt, de liceu. Mi-a plăcut și mie și lui Andrei foarte mult. Mi s-a părut că au mult mai multe clase, mult mai multe ateliere, au mult mai multe posibilități și oportunități. Mi-a plăcut și mai mult discursul directorului. Știu că n-ar trebui să țin cont de lucrurile acestea, dar acum vă spun părerea mea sinceră. De asemenea, mi-a plăcut și locul unde este amplasat liceul. Față de liceul la care a mers Mihai, care este un liceu situat în mijlocul orașului și care este îngrădit și spațiul lor este destul de limitat. Este un liceu mare, dar în ceea ce privește clădiri exterioare nu prea au. Liceul acesta pe care noi l-am pus ca și prim liceu are foarte multe clădiri și spații verzi pentru copii. Majoritatea atelierelor sunt situate în clădiri care sunt separate de corpul principal, adică de liceu. Au foarte multe spații verzi, foarte multe locuri cu bănci și mese pentru picnic în care copiii pot să ieie prânzul dacă își doresc acest lucru. Erau câteva lucruri care mi-au plăcut mult mai mult. Și cât că îmi doream eu mult ca Miruna să meargă la liceul la care a mers Mihai, datorită nostalgiei, să fiu cinstită, mi-am dorit mult ca ea să aibă parte probabil de aceleași experiențe pe care le-a avut Mihai și acum și nepoțica noastră Bianca merge acolo. A fost așa un cumul de lucruri. Cam acestea sunt lucrurile pe care vreau să ți le spun pe final de video. De asemenea, dacă ești în Marea Britanie și, nu știu, te confrunți cu experiențe similare nouă, nu doar dacă copilul tău începe colegiul și dacă copiii tăi sunt la școala primară, vreau să menționez un lucru care știu că poate nu pe mulți dintre voi vă ajută, dar dacă am și știu sigur că am oameni care mă urmăresc din Marea Britanie, poate ajută pe cineva. În cazul în care tu ți-ai trimis copilul la o școală sau la un liceu sau, da, la o grădiniță, să zic așa, și copilul tău nu s-a acomodat la școala / liceul / grădinița aceea, există ceva ce se numește admisie în timpul anului, in-year admissions, ceea ce înseamnă că
tu ai oportunitatea să-ți transferi copilul la o altă școală. Să zicem că copilul tău este școala primară și pur și simplu nu s-a acomodat la școala aceea, din diferite motive. Nu i-a plăcut, nu știu, modul lor în care își organizau ei timpul, pauzele prea scurte, profesoara, diferite motive, că există mii și mii de motive, tu ai posibilitatea ca în timpul anului să ceri un transfer la o altă școală sau la o altă grădiniță. Și vreau să menționez și lucrul acesta în cazul în care și tu, la fel ca noi, te confrunți cu problema aceasta în care copilul tău va merge la un liceu și nu ești sigur că, sau la o școală și nu ești sigur că școala aceea este cea mai potrivită pentru copil. Per total a fost o experiență frumoasă, Mirunei i-a plăcut foarte mult, a știut din start că vrea să meargă la liceul acesta de care noi aparținem. Câteva dintre fetele de la ea din clasă o să meargă la liceul acesta, deși majoritatea dintre ele o să meargă la liceul acela de fete despre care vă spuneam. Cam acesta a fost videoclipul meu pentru astăzi. Mulțumesc mult pentru vizionare ca de fiecare dată. Sper că ți-a plăcut să vii cu noi să vezi exact cam cum arată un liceu în Marea Britanie. Iar dacă ești din Marea Britanie, sper că am putut să răspund la câteva întrebări care, nu știu, ne dau așa o neliniște nouă părinților în general. Acestea fiind spuse, vă pup cu drag, iar noi ne vom revedea data viitoare cu un nou clip. Până atunci, mulți pupici și pa, pa!